Miercuri dimineață, în jurul orei 5, un apel la 112 anunța că într-o clădire dezafectată din centrul orașului Târgu Neamț a fost pusă o bombă. Zona a fost izolată și s-au impus restricții de circulație. O echipă pirotehnică a ajuns la fața locului și a făcut cercetări timp de câteva ore. Acțiunea în sine nu i-a speriat pe cei mai mulți dintre localnici. Oamenii erau ferm convinși că este vorba despre o glumă neinspirată. De ce știți că s-ar fi întâmplat? Ar fi o alarmă de bombă. Nu știm, domnule, n-am auzit. Băieți, aici nu spun nimic. Nu-i de voi, stăiașem încolo. Dar credeți că ar fi posibil să fi pus cineva o bombă aici? Da, știți pe că aici asta pune bombă? Sau la clădirea din față? Nu cred. Nu vă este teamă, nu? Da, deloc. Credeți că e vorba despre o glumă? De aceea mai sunt glumii, dar bomba nu o pun eu aici. Și de remizie de dulease. Dar nu că e și o clădire din față. Și e fabrica de pâine acolo. Dar ce ați aflat că ar fi aici? Ce ar putea fi? Că ar fi o bombă pusă, dar eu nu cred. Cine avea interesul ăsta? Nu cred, nu. Sunt niște glume poastre. Și ăla care a făcut gluma asta, dacă e prins, nu că-ți fie amendat, să fie și închis. Ați o alertă aici că ar fi o bombă? Nu știu, sunt administrator. M-a rugat să vin să colaborăm, să vadă dacă... S-a găsit ceva înăuntru? Nu. V-a fost teamă când m-a zis, ați bănuit? Nu. Nu v-a paralizat activitatea astăzi? V-a tocat foarte tare? Asta e, să se întâmplă în fiecare zi, supus stresului. N-ați avut nicio clipă îndoială că... Nu. Poate să facă cineva un astfel de... Nu cred că concetățenii de aici ar fi vădată să facă așa ceva. Credeți că a fost o glumă? Da. O glumă proastă. O glumă. Cineva care nu a avut ce face și probabil că a alertat organele de poliție pentru alert. Probabil să-i pună în probă. Cu toate că oamenii au fost ferm convinși că nu poate fi vorba despre o alarmă adevărată, polițiștii au cercetat în detaliu o clădire în care funcționa o fabrică de pâine și o centrală, doar ca să constate că alarma a fost falsă. Autorul apelului telefonic a fost identificat și va plăti o amendă. Poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii faptelor prevăzute de legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.